Trezește-te cu Vlad și Luca. Noutățile, dar și muzica. Deșteptarea la Europa FM. Se face 9 și 10 minute și în studio este acum invitat de marcă Mihai Dinu, specialistul nostru în muzică și note muzicale. Note muzicale, bucurie, veselie aici la noi pe frecvențe. Fii atent, ieri răsfoiam așa YouTube-ul și... Ca tot omul și am dat peste o piesă a lui Dr. Dre cu Snoop Dogg. Da. O știe toată lumea, Still Dre, da. Dar ce m-a frapat a fost pianul ăla de la început, care este pe toată piesa. Și am zis, uite, domne, nici nu m-am gândit că ăsta ar putea fi un pian. Și am mai căutat niște piese care încep cu pian, dar cu un pian recunoscibil. Și uite, m-am gândit, dacă tu te duci așa mai în zonă de hip-hop, Vlad poate să duce către zona rock, și m-am gândit că un Toto i-ar plăcea lui Vlad. Ce și ia zi. Hold the Line, pentru că are pianul ăla așa accentuat și după aia zi. Da. Sunt uimit de voce. Da, îți da, de vocea mea. Exact. Stai să vezi. Orice om de radio, el suferă acum când te aude pe tine așa. Da. Da. E ca în Avatar, îi se transmite și lui suferința, știi? Eu nu dorm. Hai să ascultăm începutul de la Dr. Dre, da? Să vedem cum sună. Și, da, și pianul ăsta merge pe toată piesa. Dr. Dre e unul dintre cei mai șmecheri reprezentanței hip-hop-ului. A cântat într-o trupă în anii 80 în WA. Dan Bursuc la noi. Așa, exact, un soi de Dan Bursuc, da. Dar pe hip-hop. L-a descoperit pe Snoop, pe Warren G, pe Eminem, pe 50. Da. Bun, hai să mergem mai departe și să o dăm cu Toto. Aici e mai complexă lucrarea. E mai complexă pentru că pianul ăsta se dezvoltă pe parcursul piesei, intră și riff-ul ăsta de chitară, e foarte frumos. O trupă americană abonată la premii Grammy, frații Porcaro, așa-i cheamă pe frații ăștia care au fost unii dintre întemeietorii trupei. Steve Porcaro este cel care a compus Human Nature al lui Michael Jackson. Așa. Și ultima piesă aleasă, pianul de acolo se dezvoltă într-o melodie în sine, chiar la început. Este piesa lui Bruce Hornsby, The Way It Is. Ce este începutul de la... De la The Way It Is. Da. Lui Tupac. Nu, e Bruce Hornsby. Da, dar are Tupac care aceeași piesă. Ai văzut? Ai văzut cum se reciclează? Așa mândru sunt de mine că mi-am dat seama. Bun. Acum, dacă... Da, Little Richard. Da. Little Richard, pian, cât vrei. Poftim, rock and roll clasic. Da, și ăsta este. Da, mă rog, puteam să ne ducem către Beatles, către Let It Be, către John Lennon, către Imagine, către Journey, către Queen, Bohemian Rhapsody. Ei n-aveau alte instrumente. Ăștia acum... Ăștia au acum ce au? Fac ceva deosebit. Computer. Fost Dr. Dre putea să folosească ce voia el acolo. Beatles și săracii, mă, aveau... Ce abordare. O chitară, o vioară și un pian. Ea și cântă. Da. Lucruri interesante la... De la enciclopedia. La Dr. Dre avem și interpolare, dar la versuri folosește versuri de la Snoop și de la NWA. O piesă care se numește F puncte puncte Da Police. Da. Cum se practica odată. Da, cum se practica odată, da. Cenzura a funcționat în America cu piesa asta, nu a fost dată pe radio și nici nu au avut turneu, însă succesul a fost fabulos. S-a vândut ca pâinea caldă. E cum când se vinde acum, în zilele noastre, trepul de mulți dintre ascultătorii noștri, cred că n-au auzit în viața lor două acorduri de... Sunt fericiți. Da. Au scăpat. Au scăpat.
concerte. Toți copiii din generația lui fiul meu sunt înnebuniți. Știu versurile unul câte unul. Adică e nenorocire, e fenomen. Fenomen. Și e similar cu ce s-a întâmplat în America anilor 90 cu Dr. Dre și Snoop și toți ăștia alții. Poate la ăștia mai cu context față de ce era atunci în America. Acum, pentru băieții ăștia de când te trebuie, nu prea găsesc contextul. Și nu. Și au făcut ei un context, da. Da, așa este. Și l-au făcut. Deci cam asta am vrut să vă arăt în această dimineață, cum poate fi folosit pianul și în hip-hop repetitiv pe toată durata piesei, și în rock, acel pian care se dezvoltă. Și asta este o piesă pop foarte drăguță, drăgălașă și nevinovată. Hai că te luăm cu noi la bătălia hiturilor, că văd că te pricepi. Da? Bine!